Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Șansă, domnul Alexei Lungu. Domnule președinte, bună seara! Bună seara, domnule Gonța! Și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Cu mare drag! Sincer să vă spun așa, am emoții când sunt partea cealaltă de baricadă. Tocmai de asta, asta și prima întrebare. Domnul Lungu, dumneavoastră n-aveți ce face? De ce v-ați implicat în politică? Erați un jurnalist bine mersi, cunoscut, like-uri, poze cu nevasta frumușele, dar acum ele vor scădea pentru că like-urile în Moldova vin în funcție de partidul pe care îl conduci, viziunea geopolitică pe care o ai. De ce ați decis că e timpul să faceți politică? Domnul Gonța, știți, parcă o aud pe nevastă mea spunând același lucru, la ce trebuie. Știți, am făcut acest pas și vă spun sincer, dar eu am impresia că și dumneavoastră la un moment dat o să faceți acest pas, fiindcă eu de fiecare dată când vorbesc, sunt niște cuvinte pe care nu le pot folosi, dar vrei, nu vrei, nu poți să le eviți. Oameni buni, pas. Există momentul, a venit momentul în care n-am mai putut sta deoparte și să mă uit cam ce se întâmplă. N-am mai putut sta deoparte uitându-mă calitatea vieții moldovenilor, n-am mai putut sta deoparte fiind cenzurat la greu din postura în care eram moderator de emisiune. Nu eram cenzurat de către redactorii șefi, ci de către actuala conducere și guvernare, conducerea Consiliului Audiovizualului. Și atunci, decât să stau să mă gândesc de 10.000 de ori ce spun în cadrul emisiunii, ca să nu fie amendați colegii mei cu 10.000 de lei, am decis să fac pasul înainte. Am decis să merg înainte și să preiau conducerea Partidului Șansă, fiindcă astfel am totuși libertatea de a spune, chiar dacă unora nu le place sau chiar dacă unii nu vor să mă audă sau chiar dacă unii nu vor să mă citeze. Da, astăzi este un om alături de mine, mâine vor fi doi, poi mâine vor fi mulți. Noi suntem, vreau să vă spun, puțin dintre cei care am mai rămas în această bătălie. Mă refer și la dumneavoastră și la cei care am făcut jurnalism în această țară. Nu am mai rămas puțin din nebunii care vor să schimbe această țară spre bine și dumneavoastră o știți foarte bine că avem și prieteni comuni. Noi am mai rămas puțin dintre cei care au entuziasmul și cred în această țară. Fiindcă foarte multă lume a plecat, foarte mulți tineri au plecat. Dacă vă spun că rata natalității a scăzut cu 15.000 de copii, asta înseamnă cel puțin 30.000 de mame și tați au plecat peste hotare. Și este o tragedie. Și dacă mai cedăm și noi și nu suntem alături de bătrânii noștri, de familiile noastre, de țara noastră, păi va fi vai și amar de ceea ce se întâmplă cu cetățenii și cu țara. Dacă vă amintiți, 2009, cu toții am sperat că va veni o schimbare. 2019, oamenii au deoligarhizat țara și au sperat la o schimbare. Dar uitați-vă în ce stare și în ce situație am ajuns. Niciodată n-am crezut, dar discutam și cu dumneavoastră înainte de emisiune, că am să zic că pe vremea lui Voronin era mult mai bine. Bun început, dar haideți să aflăm în niște detalii. Deci, v-a invitat domnul Ilan Șor în Israel. V-a propus, ce v-a propus, cum a fost discuția, unde a avut loc, dacă vreți să ne spuneți, cât a durat, ce a mai participat, care au fost condițiile și așa mai departe. Poate ne povestiți ce. Noi am avut o discuție mai mult virtuală decât tet-a-tet. Am vorbit despre proiectul politic, fiindcă dacă vă amintiți, atunci el anunța că va susține orice tânăr sau va susține pe oricine care vrea să aducă într-adevăr valorile democratice aici în Republica Moldova. Am avut o discuție în care i-am spus că vreau să fac acest pas, că vreau să merg înainte în politic. A zis că mă susține și a zis că este o idee bună. În discuțiile pe care le-am avut, i-am explicat la un moment dat și probabil au coincis și viziunile și părerele. Și am zis că trebuie să dezvoltăm țara acasă. Trebuie să înțeleagă cetățeanul Republicii Moldova, moldoveanul, că trebuie să fie mândru de ce are acasă. Să nu meargă bani stânga, bani dreapta, cu mâna înainte, cerșind bani ba de la europeni, ba de la ruși, ci să încerce să dezvolte aici. Dacă, sincer, sunt câțiva politicieni care au nebunia asta și insistența de a face ceva aici în Republica Moldova.
Și pe alocuri, sau chiar într-un moment dat, am înțeles că avem aceleași viziuni și avem aceeași nebunie de a face ceva aici în țară. Eu la întâlniri, știți, le spun oamenilor că aveam posibilitatea să plec cu familia, să stau undeva prin Spania la rude, fiindcă sunt inginer de profesie și găseam ceva să fac cu siguranță, dar nu vreau. Nu vreau, fiindcă cred încă în noi, în noi tinerii, că putem face ceva acasă. Iar Ilan Șor a fost cel care a susținut ideea și a spus că este gata să susțină proiectele comune pe care le putem împreună identifica și merge înainte. Vreau să vă spun că sunt puțini dintre cei care nu vor să scoată profit din țara asta, ci vor să investească și să schimbe. Eu, dacă sincer, mă uit la proiectele dânsului din Orhei și mă mir că le face. Și să știți că le face pentru multă lume. Fiind în Orhei, sunt mulți care înjură echipa dânsului, sunt mulți care nu sunt mulțumiți, dar cel mai interesant că toți merg pe aceeași stradă reparată de Șor, toți merg pe aceeași stradă pe care am identificat-o noi cei din șansă și investitorii parteneri ai lui Șor au investit și fac reparații. Toți merg, n-are nimeni nicio pretenție și n-am auzit vreodată pe cineva să zică nu faceți ălora sau ălora sau celora. Așa cum recent președintele Maia Sandu a spus că aveți grijă cu cine votați în sate, că noi o să dăm bani doar pe criterii politice. Bine, eu aici vă aduc o parafrazare, dar cam așa a sunat ce a spus doamna și ce a spus domnul președinte al Parlamentului. Stați o leacă, domnul Lungu. Eu vă amintesc, deși nu este nevoie, că domnul Ilan Șor, despre care dumneavoastră aveți cuvinte de laudă, este condamnat definitiv la închisoare. Și precizăm, el fusese condamnat de către prima instanță, nu de către actuala guvernare, ci de guvernarea vremurilor lui Vladimir Plahotniuc. 1, 2. Eu vă mai amintesc, deși nu trebuie să vă amintesc, că știți, el este condamnat pe frauda bancară. Și 3, domnul Șor este acuzat la greu ceea ce face. E frumos, arată Orhei, bine așa, nu negăm. E din banii furați din Republica Moldova, fapt pentru care a fost condamnat la pușcărie. 4. Domnul Ilan Șor a fugit din Republica Moldova și este căutat de autoritățile Republicii Moldova. Iată, luând toate astea la un loc, mai repetați răspunsul anterior? Sigur, sigur. Și bag mâna în foc pentru asta. Vreau să vă spun anumite momente. Primăria funcționează puțin altfel și banii care sunt cheltuiți la Orhei sunt bani verificați. Și ultimele zile am, ca primar interimar, am foarte multe vizite din partea Centrului Național Anticorupție. Fiindcă există un proiect frumos la Orhei care se numește Capitalul Matern. Mă rog, este un ajutor pe care este oferit tinerilor din Orhei pentru copiii născuți acolo. Și uitați-vă, un gest frumos, oamenilor li se dau bani ca să aibă un suport pentru un scutec, pentru o haină, pentru o școală, pentru un ghiozdan, pentru multe. Și CNA-ul vine și verifică banii. Banii care ajung să fie dați pentru acest suport nu ajung așa pur și simplu. Ei sunt verificați, fiindcă este o procedură. Trebuie să ajungă la trezorerie, după care sunt transferați la primărie, după care sunt oferiți. Păi uitați-vă, CNA-ul nu a găsit nici până acum absolut nimic murdar în acei bani. Deci povestea cu banii furați investiți la Orhei nu știu cât de mult ține, fiindcă toți strigă bani furați, bani furați, bani furați. Haideți să ne amintim că Șor a zis că le întoarce acei bani furați din sistemul bancar sau fraudați. De ce să nu-i accepți? De ce să nu accept să faci lucruri frumoase pentru oameni, indiferent cine este la guvernare? Uitați, noi am avut și se supără cei de la guvernare și dacă ați văzut pe Telegram, a apărut un expert în mass media sau nu știu cum îi zice sau ce este, de la un ONG care brusc a zis că dacă vorbești despre unde este miliardul venit de la europeni, devine automat propagandist al Kremlinului. Eu am mai văzut broșuri de genul ăsta distribuite pe Facebook de o colegă dintre ale noastre jurnaliste, doamna Davidovici, care scria și o publica: dacă vorbești despre prețuri, ești propagandist, dacă vorbești despre plecarea tinerilor, ești propagandist și multe, multe altele. Revenind la acest miliard dat de Uniunea Europeană, unde este?
Într-adevăr, unde este? Uitați-vă ce se întâmplă în satele moldovenești. Unde este acel miliard? Oamenii nu și-au primit pensiile indexate sau nu și-au primit indexarea promisă, vreau să vă spun. Am fost la Nord și multă lume, mulți pensionari se plâng că nici măcar cele 14% care le-au promis nu le-au primit. 7, 8. Asta în condițiile în care miniștrii noștri au cât? 75.000 de lei. 50. Și au un suport de 25.000 de lei. Nu, m-au negat miniștrii, nu e adevărat. Eu tot am crezut, până l-am întrebat un ministru care m-a onorat cu prezența aici, că îi mă onorează mai răruț. Ok, atunci mi retrag această declarație, dar 50.000 de lei în condițiile în care pensionarii trăiesc cu câteva mii? Da, dar indexează acum domnul prim-ministru Recean, anunțat spor pentru Moldova. Da, ați văzut declarațiile date de mai mulți oficiali și specialiști, inclusiv dintre cei care au fost la dumneavoastră la emisiune, care au declarat că este o mită electorală. De ce până acum nu s-au găsit acești bani? Ce, ieri trăiau mai prost decât astăzi pensionarii sau medicii sau profesorii? Ei trăiesc prost de la criza, de la războiul din Ucraina, când au început să se scumpească resursele energetice, au început să crească prețurile exorbitant. Noi suntem țara cea mai săracă din Europa, cu cele mai mari prețuri, cele mai mari. În schimb, vorbim despre că mergem spre Uniunea Europeană. Când vorbești cu cineva din... Toți avem prieteni, eu am inclusiv oameni care locuiesc în Uniunea Europeană și sunt ori spanioli, ori francezi, ori nemți, și când le spui care sunt pensiile la noi și care sunt prețurile, și zici că nu este adevărat. Voi mințiți, probabil ții cu rușii, de asta vorbești despre asemenea cifre. Eu zic, nu, îți arăt statisticele exacte. Și el zice, cum, voi merge spre Uniunea Europeană și aveți un decalaj atât de mare între oficiali, între pensionari și prețuri? Și nu cred. Și nu cred acest lucru. Așa, dumneavoastră sunteți primar interimar al municipiului Orhei? Da. Asta cum vine? Cum ați ajuns dumneavoastră primar de Orhei? Jurnalist, două zile politician, viceprimar și primar de Orhei, interimar. Uitați-vă, mai există un coleg, să zicem coleg, un om care a făcut multe pentru moldovenii din Orhei, dar și din alte localități, Pavel Bereșanu. Cel care a ieșit cu mine în conferință atunci când am declarat că ies vintru în politică cu Partidul Șansă, dânsul este membru al partidului, bine, nu mai putem să-i spunem partid, cred că este în proces de lichidare, este membrul echipei lui Ilan Șor, care mi-a propus, zice, tu nu vrei să vezi ce este viața acolo, în Orhei, cum am dezvoltat, fiindcă ai anumite viziuni. Și îți propun să vezi modelul pe care noi am mers, pe care l-am dezvoltat și cu care am mers înainte. Și zic, dar cum să vin eu? Zici, tu ai să începi ca viceprimar. Hai să vii și hai să vezi cum lucrează un aparat birocratic, cum un primar încearcă să găsească bani pentru a-și dezvolta localitatea, cum un primar funcționează împreună cu oamenii și modernizează țara. Zice că este un model foarte bun. Ca să mergi mai departe, vino și ai să vezi munca din primărie. Dânsul a trebuit să plece în concediu și zice, uite, o lună de zile sunt în concediu, te las așa. Știi, unii au un model cum să înveți copiii să înoate. Îl iau și îl aruncă în apă. Nu e un model bun pentru copii, Doamne ferește, să nu facă părinții acest lucru. Dar cam așa a procedat Verjan cu mine. Am noroc de o echipă de profesioniști care este în primărie și care, mă rog, a perpetuat anumite lucruri și care are o anumită experiență. Dar nu este ușoară munca de primar. Dar este una plăcută. Este una plăcută când te duci și vezi pe oameni bucuroși, fericiți că ceva se face în localitatea lor sau pe strada lor. Da, sunt oameni și nemulțumiți. Sunt oameni care... Aici nu mi-ai pus marcajul cum trebuie, dar aici am vrut să-mi lași loc de floricele și nu ai făcut acest lucru. Încerc să le explici, oamenii înțeleg și... Este și o satisfacție morală, vreau să vă spun, când mergi pe o stradă și iese o bătrânică de vreo 70-80 de ani și zice 40 de ani locuiesc aici, n-am văzut niciodată asfalt. Mulțumesc mult celor care au implementat acest proiect și care l-au făcut viabil. Nu vă supărați, domnul Lungu, dar ce treabă aveți dumneavoastră cu administrația locală? Ori dumneavoastră candidați la șefia Orheiului. Da, eu candidez. Așa. Eu sunt candidat la șefia Orheiului. Dumneavoastră, percepeți ceva de administrația locală? Pe mine cineva mi-a propus să candidez la șefia capitalei. Sincer vă spun. Știind că am să pierd, dar ca să ajung în CMC. Și din CMC e tot așa mai departe. Și eu îi zic, domnul Cutare, dacă pe mine la o dezbatere televizată, Ion Ceban mă întreabă, Gonța, câte sectoare sunt în municipiul Chișinău și câte microsectoare și câte suburbii, eu fără Google nu mă descurc. Ce căutați dumneavoastră la Orhei? Încă o dată vă întreb. Domnule Gonța, haideți să vă spun un alt moment. Eu vă dau garanții că noi împreună suntem specialiști
de 10, de 100, de 1000 de ori mai buni decât mulți miniștri din actualul guvern, decât mulți miniștri care au venit cu doamna Gavriliță, mulți specialiști care au vorbit prostii și au făcut tâmpenii în această țară, miniștri care au închis fabrici și atunci când îi întrebau, haideți să salvăm producătorul autohton, au zis că da, la ce dracu ne trebuie, că, pardon de expresie, că o să importăm. Vă asigur că dumneavoastră aveți o experiență mult mai mare și vă subestimați atunci când spuneți că nu o să faceți treabă. Dar cine a fost Ion Ceban până a devenit primar? Ia amintiți-vă. Politician, membru al Partidului Comunist, viceministru al educației, dacă mi-amintesc, sau era consilier al președintelui Voronin pe probleme de educație. Și omul ceva face în Chișinău și o face destul de bine, asta trebuie să recunosc. Da, au greșeli. Da, aș fi vrut ca curtea unde stau eu să arate ca o curte din Orhei, vă spun sincer. Dar nu este așa. Apropo, da, câștigați, stop, da, vă rog, avem grijă. Ok. Fără agitație electorală. Ok, 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 ok. Dacă se întâmplă că veți câștiga, să zicem, putem să admitem că și alții vor câștiga, sau altul va câștiga, sau alta va câștiga la Orhei. Dar să zicem că veți câștiga dumneavoastră. Vă mutați la Orhei? Cu mare drag. Știți care este problema? Prețurile sunt foarte mari în Orhei. Lumea nu vrea să plece. Lumea vrea să trăiască acolo. Sincer vă spun. Mergeți în Orhei și vedeți cât costă un apartament sau cât costă o casă. Vă spun sincer, m-aș muta cu mare drag să stau acolo. Doar trebuie să rezolv o problemă cum ajung copiii la școală. Dar cu mare drag aș merge acolo. Și cred că am să merg să locuiesc acolo. Depinde, știți, și de banii care ai, fiindcă trebuie să iai ca să-ți poți cumpăra un imobil. Deocamdată fac naveta. Chișinău-Orhei-Chișinău și mai am anumite activități pe plan, pe dimensiunea partidului șansă, pe care trebuie să le fac în diverse regiuni. Dacă e să luăm în calcul, noi o să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat azi la Parlament, dar dacă e să luăm în calcul decizia care a avut loc astăzi în legislativul țării, dumneavoastră sunteți sigur că veți fi candidat până la capăt? Știți, în țara asta nu mai poți fi sigur absolut de nimic. Noi, și cu siguranță, bun, dacă vreți, vă expuneți părerea, dar nu cred că v-ați fi gândit că vom ajunge vreodată la asemenea timpuri. Să spunem că am avut mai multă libertate în timpul comuniștilor, să spunem că am avut mai multă libertate în vremea lui Plahotniuc și să spunem că am avut mai multă libertate pe vremea socialiștilor. Atunci când cu steagul pro-european sau al Uniunii Europene cei din PAS au venit la guvernare, eu cu mulți vorbeam și atenționam. Aveți grijă. Nu vă spun cu cine să votați, dar aveți grijă cum votați, fiindcă nu sunt atât de roz băieții ăștia care vin. Și nu sunt atât de pricepuți în ceea ce fac băieții ăștia care vin. Și lumea s-a ars. Eu am un vecin la Cimișlia care mi-a spus că îi va vota pe cei din PAS. Și era foarte entuziasmat. Până a văzut că acea majorare sau acea promisiune de majorare a pensiilor nu a fost chiar realizată, dar când a văzut factura pentru gazele naturale a zis că a făcut o greșeală. E treaba dânsului. Nu l-acuză absolut nimeni. Au crezut în promisiunile unor politicieni. Ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă, nu am o certitudine, fiindcă astăzi dimineață colegii mei s-au trezit cu percheziții straniu, dar nu în stil pro-european și nu în stil european, dis de dimineață, scoși din pat, copii stresați. Care este logica să faci percheziții la ora 7 dimineață când cineva, când are... Bun, o logică o înțeleg, dar bunul simț. Nu vreau să vă imaginați cam ce înseamnă să-ți vină la ora 6, să-ți vină la ora 7 cu noaptea în cap, copilul doarme și să-ți-l trezească. Vorbim despre asta. O să vorbim. În mai multe detalii, okay, dar vă rog, okay. Ca să încheiem, deci, răspunsul la întrebarea privind... Dacă sunt sigur? Da. Eu cred că eu sunt... Bun, am zis că nu poți fi sigur, fiindcă toate... În țara noastră nu mai există nici lege, nici Constituție, nici... Straniu, dar Curtea Constituțională ieri a avut o decizie, să-i spunem, curajoasă. Nu poți fi sigur, dar asta nu înseamnă că dacă nu mă vor lăsa să merg la Orhei în calitate de candidat la funcția de primar, că am să renunț și am să fac pasul înapoi și am să stau acasă cu minte și am să scriu, am să-mi deschid un blog și am să scriu acolo pe blog. Nu, am să merg în continuare. Echipa noastră este mare. Și nu se termină viața politică sau electorală doar după o decizie luată abuziv de către cei de la guvernare. Există și alte exerciții electorale care vor urma. Dar cei de astăzi ar trebui să înțeleagă foarte bine. Așa cum
Le spuneam, dacă vă amintiți, în decembrie, când actuala guvernare a închis 6 posturi de televiziune și avem colegi de breaslă care băteau din palme. Și le-am spus-o în fața Parlamentului. Să nu credeți că mâine, poi mâine, nu ar putea să se întâmple același lucru și cu posturile TV unde munciți voi. Și Doamne ferește, dacă vine într-adevăr la guvernare un tip rău intenționat, va avea toate instrumentele pe masă și le va folosi la greu împotriva tuturor. Sperând că nu va fi așa, vă rog să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așadar, domnule Alexei Lungu, ieri am avut o decizie a Curții Constituționale, în după amiază zile de ieri. Cei care, din anumite motive pe care eu nu pot să le înțeleg, nu prea susțin guvernarea, aplaudau, râdeau, spuneau că vai și amar de ce juriști voi aveți acolo, dacă și însăși Curtea Constituțională, pe care noi o credeam capturată și galbenă, v-a dat în obraz și v-a trimis la plimbare cu tot cu legea aia a doamnei Iuresa Stamati. A durat mult, 12 ceasuri, s-a întrunit Comisia pentru Situații Excepționale în frunte cu prim-ministrul țării noastre, domnul Dorin Recean. S-a aprobat ceva, a venit ședința Parlamentului, s-a modificat codul electoral în două lecturi, într-o singură zi, proiect propus la prima oră, deci fără dezbatere, bun, prin comisii din birou în birou, poate e mai ușor. Așadar, membrii fostului partid Șor nu mai pot participa la alegeri în următorii 3 ani. Comisia a aprobat o listă cu criterii individualizate care limitează dreptul lor de a candida, iar Parlamentul a inclus chiar în codul electoral. Așa, cum v-a părut toată istoria asta de la A la Z? Eu nu știu în ce măsură pot să aduc critici Curții Constituționale, fiindcă nu sunt jurist. Dar am prieteni care au o experiență enormă în justiția moldovenească și în sistemul judecătoresc. Eu am un prieten, este soția fostului judecător la Curtea Constituțională, Eduard Tababi, care a decedat recent din cauza unei boli. Și am tot respectul față de părerea dânsei și de ce spune. Și tot timpul spuneau că își pune mâinile în cap de ce Curte Constituțională avem, cum se decid anumite dosare și ce decizii se iau. Noi am văzut constituționaliști, profesori, care spuneau că este catastrofă ce decizii face Curtea sau ia Curtea Constituțională. La noi Curtea Constituțională astăzi a devenit un jucător politic, dacă observați. Și deciziile, eu înțeleg că unii o să zică, da, Curtea Constituțională trebuie să ia decizii politice pe alocuri, dar Curtea Constituțională nu mai este un arbitru. Amintiți-vă când buchea legii era respectată de la A la Z. Noi nici nu știam de existența Curții Constituționale și cu ce se ocupă, fiindcă în legislativ erau dezbateri, erau dezbateri publice, se făceau legile, bun, călcau și ei în străchin. Dar astăzi s-au trecut toate liniile roșii. Ceea ce vorbeam și în pauză. Imaginați-vă că mâine, poi mâine, vin, nu știu, socialiștii la putere, se întoarce partidul ușor și vine în Parlament masiv sau fac o coaliție masivă, vine Plahotniuc. Uitați-vă câte precedente au făcut, pasul poate cădea sub aceeași incidență. Pe aceleași articole și pe unele chiar mult, mult mai grave. Eu mă așteptam la ceea ce au făcut cei de la, sau politicienii noștri din clasa de guvernare, ce au făcut cu decizia de la comisia aceasta pentru situații excepționale. Eu în general nu mai înțeleg pentru ce mai ținem 101 deputați și plătim cu salarii exorbitante. Și de ce mai avem nevoie de guvern unde cât sunt 11 miniștri și viceprim-miniștri cu salarii de 15. Da, și mulțește cu 50.000 și vezi ce salarii nebune au. Lăsați să existe curte, doar comisia pentru situații excepționale și executați-i pe toți. Mâine, poi mâine, cu cine nu vă convine, scoateți-l în piață și împușcați-l. Care este? De ce vă mai jucați de democrație? Fiindcă toate liniile democratice de mult au fost depășite. Dacă ați putea să-mi dați un exemplu când a mai fost o asemenea perversiune juridică și politică în Republica Moldova,
vă pun o bere după această emisiune. Dar vă asigur că nu veți găsi. Comuniștii, bun, eu am început să fiu jurnalist mult mai târziu, dar nu mi-amintesc ce an exact, comuniștii aveau o majoritate constituțională, 71 de deputați. Puteau face farfală în Constituție, dar era o chestie de bun simț. Există linii roșii pe care nu le trecem. Nu putea atunci Voronin să schimbe totul în Constituție, să-și facă o Constituție nouă și să fie veșnic președinte. Iar titlul de președinte să treacă din tată în fiu, din tată în fiu și nu mai putea să facă absolut nimic. Dar au avut niște limite și au avut anumite momente. Cei de astăzi nu au nicio limită. Uitați-vă cum a fost luată această decizie în Parlament. Fără dezbateri publice, fără comisii, fără discuții, fără analize, fără expertize. Noi astăzi suntem candidați pentru UE, corect? Deci toate legile pe care noi le adoptăm, le adoptă cei din Parlament, cei 63 parlamentari de deputați, trebuie coordonate cu partenerii noștri europeni. Vă asigur că nici asta nu au făcut-o. Dacă noi astăzi am ajuns să spunem că Comisia de la Veneția nu mai contează. Adică înainte conta, fiindcă era o chestie care avantajoasă pentru cei din PAS sau din blocul acum, dacă vă amintiți că era un bloc anterior, acum gata, când Comisia de la Veneția vine și îți dă două palme, nu mai contează. Ce mai este și această comisie de la Veneția? Dați-mi voie să vă citesc ceva din legea asta votată astăzi de către Parlament. Nu vor fi admise să candideze la alegerile din 5 noiembrie persoanele cu statut de învinuit, bănuit sau inculpat de săvârșirea infracțiunilor care au fost menționate ca argumente către Curtea Constituțională la declararea neconstituționalității partidului și tot așa mai departe după text. Eu nu știu dacă dumneavoastră ați reușit să vă consultați cu juriștii din partid. Dar dacă, nu știu, iată, după emisiune sau mâine dimineață pe la 10-11, dumneavoastră veți avea statut de învinuit pentru că mi-ați pus o bere după emisiune. Exact același exemplu vreau să vă dau. Și ați vrut să mă corupeți, astfel că să ader la partidul șans. Da? Și eu am depus plângere la CNA, să zicem, da? Dumneavoastră veți putea candida la Orhei sau nu? Iată, dacă... Asta să înțelegeți, eu vă dau ca exemplu. Toți ceilalți oameni, decât din partidul, nu știu, care n-au fost la șor, dar azi primesc statut de învinuit, fiind bănuiți care avea, iată, să spuneți că da, am vorbit cu șor, deci sunteți afiliat cu șor, sunteți în relații amicale cu șor. Așa, și aveți statut de învinuit. Mai mult pot să vă spun. Am vorbit cu Dodon, am vorbit cu Plahotniuc, am vorbit cu Voronin, am vorbit cu Filat. Cu mulți politicieni am vorbit, ca și dumneavoastră, în calitate de jurnalist. Deci pot fi bănuit absolut de orice. Absolut de orice. Deci ceva urma nu știe. Nu, eu nu cunosc. Uitați-vă ce se întâmplă. Peste noapte ei inventează legi pe care nu le consultă, pe care absolut nimic. Cum spuneați și dădeați exemplu. Imaginați-vă vine mâine o băbuță de la Etulia, că asta a fost exemplu și a fost hype-ul cel mai mare, și zice că da, eu îl bănuiesc pe Gheorghe Gonța și pe Alexei Lungu că au format un grup criminal. Și gata. Nu mai facem absolut nimic. Cred că și cetățenii ne-o pot lua aștia de la guvernare. Jumătate de țară cred că nu poate la ziua de astăzi merge în alegeri, fiindcă atâtea dosare pe îmbogățire ilicită, una, două, îmbogățire ilicită, una, două, îmbogățire ilicită și multe, multe, multe alte momente. Cu siguranță ați citit mult din istorie și istoria universală și istoria poporului nostru și vă amintiți ce scriau sau cum lucra troica încăvedistă și pe vremea lui Stalin, dar și puterea sovietică. Nu conta cum era acolo. Contează omul să fie, că dosarul îi facem. Deci nu mai contează astăzi absolut nimic. Nu mai putem avea o certitudine. Businessul se teme de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Și atunci când băieții ăștia se laudă că noi suntem o țară europeană și mergem înainte, să se uite câte afaceri s-au închis. Să se uite ce a urmat din satul european pe care l-au făcut dânșii. Cu firme care au falimentat, fiindcă statul nu s-a achitat cu ei. Băieții, deci când ai un contract cu statul, întâi faci lucrările, după care ți se achită toate serviciile sau toate lucrările. Sunt companii care au falimentat în baza satului european. Dat și acesta pe pile. Cine este primarul nostru și o să meargă cu noi, o să primească bani. Eu pot să vă spun mai mult. Există un proiect acum frumos, Satul Moldovenesc, lansat de echipa lui Ilan Șor. Nu vreau să-i fac probleme acelui primar de oraș mare, care este din PAS, care a depus proiect la Satul Moldovenesc.
și care vrea să-și schimbe, să schimbe viața oamenilor din localitatea lui. Asta este paradoxul. Asta este paradoxul în care noi, trăim. Să vedem până unde vor merge. Eu nu cred că ei au limite. Vă spun, următoarul pas cred că va fi CSI-ul va decide, cum decidea Troica, pe cine scoatem în piață și pe cine expulzăm din țară și pe cine îl facem dușman al poporului. Dacă astăzi eu cu dumneavoastră avem o altă poziție decât cei de la guvernare, să fiți siguri că mâine, poi mâine vom fi ambii dușmani ai poporului. Nu știu dacă ați reușit între timp să discutați cu vreun deputat din Parlamentul țării, independent sau mai puțin independent de pas. Adică să înțeleg dacă ați aflat cumva, dacă știți că cineva va merge sau nu va merge la Curtea Constituțională. Ca să... Nu am reușit să discut acest aspect. Inclusiv, nu știu dacă socialiștii o vor face sau dacă cei din echipa lui Șor vor face acest lucru. Chiar nu vă pot răspunde. Logic ar fi să meargă să conteste în continuare. Eu am vorbit... Toate aberațiile făcute de acești legislatori. Astăzi, în contextul ăsta, am vorbit cu un jurist de excepție și l-am rugat să-mi spună ce poate să se întâmple. Eu nu știu dacă n-am cerut voie să-l citez, așa că nu-l citesc, okay. Dar citesc ceea ce a zis. Pentru că în alta curte să examineze, este necesar ca cineva măcar să se sesizeze, să se sesizeze curtea. Dacă curtea este sesizată, ea examinează o cauză nouă de data asta. Problema este aici că deci, codul jurisdicției constituționale nu abilitează curtea cu dreptul de a controla constituționalitatea actelor comisiei, situații excepționale. Dar, cât privește fondul, totul depinde de argumentele Curții Constituționale. În principiu, ce a decis CSI-ul are alt conținut decât norma declarată neconstituțională. Așa că e clar că nu e nimic clar ce se va întâmpla după... Nu este absolut nimic clar. Ați văzut, vă amintiți, era o... Remise când a fost ales președinte Nicolae Timofti, sănătatea dumneiei sale, și era un termen. Termen rezonabil. Termen rezonabil. Puteți o asemenea adresare la Curtea Constituțională, ar putea avea un termen rezonabil care să fie până în data de 5 noiembrie, fie după data de 5 noiembrie și multe, multe altele. Băieții aceștia jonglează foarte periculos legislația și foarte periculos normele constituționale. Și cum discutam și cu dumneavoastră, sunt precedente foarte periculoase. Noi avem toate șansele ca după alegerile parlamentare să devenim un stat și mai dictatorial și mai totalitar decât suntem astăzi. Și dacă poți să-mi cereți argumente de ce spun totalitar, am o sumedie. După alegerile locale, ați vrut să spun. Nu, parlamentare, când se va schimba puterea. Asta încercăm să spun. Că sunt precedente foarte periculoase, care după parlamentarele, când nu știm ce culoare va avea parlamentul, ar putea fi o... Și atunci nu știu ce o să zică partenerii noștri occidentali. Fiindcă toate crimele care se fac astăzi se fac cu acordul tacit al partenerilor, celor care anterior, atunci când Dodon, Plahotniuc treceau o linie roșie, o luau peste cap de la ei. Și erau chestii mult mai mărunte decât ceea ce se întâmplă în astăzi. Acum de ce nu zic nimic? Păi simplu. Știți, exista o vorbă, doar că era în limba rusă, dar nu pot să o spun în direct aici, la postul M4, să nu luați o amendă. Este idiot, dar este idiotul nostru. Sau este prost, dar este prostul nostru. Acolo în rusă sună puțin altfel, eu nu pot să-l spun. Nu pot să-l spun. Așadar, am avut astăzi o știre de la partidul pe care îl conduceți, Șansă. Ați rămas fără conturile bancare. Spuneți că dețineți un act executoriu pentru menținerea contului, dar instituția bancară refuză să-l execute. Domn Goța, nu-l avem. Ca să nu mă dea în judecată, banca, vă rog, nu spuneți cum se cheamă banca. Okay. Spuneți-mi ce s-a întâmplat. Deci este o bancă comercială, bun, toate băncile sunt comerciale, nu știu de ce se insistă încă în Republica Moldova. În declarațiile sau în foile oficiale să se zică bancă comercială, există o bancă la care ne-am adresat în luna august și juristul Vadim Banaru astăzi a explicat, nu mi-amintesc acum exact datele, ca un partid să existe și să funcționeze normal, trebuie să aibă un cont bancar din care să facă cheltuielile în perioada electorală, dar și în alte perioade. Această bancă a refuzat să îl deschidă. Ne-am adresat în instanța de judecată. Foarte plăcut surprins că instanța a examinat rapid această adresare a juriștilor noștri și a impus această bancă să ne deschidă contul bancar.
nu a vrut să execute nici această decizie. Ne-am adresat executorilor judecătorești care impun această bancă să ne deschidă contul bancar. Și nici după acest lucru nu am primit contul bancar. Noi din start suntem puși într-o situație total inechitabilă în raport cu partidele care sunt la guvernare sau sunt alături de cei de la guvernare, care au cont bancar, care fac cheltuielile cum prevede legislația. Noi astăzi nu putem face cheltuieli. Noi avem actele în regulă cu tipografiile care ne-au făcut anumite produse, dar așteptăm să ni se deschidă contul bancar ca să le putem achita. Deci noi suntem din start limitați în orice drept electoral și acest concurs sau acest joc, cum sunt alegerile electorale, noi suntem dezavantajați. Asta cum a intrat, știi, într-un cum a intrat într-un meci de fotbal, având nu 11 jucători, dar având doar portarul și un apărător. Cam așa văd eu ceea ce se întâmplă astăzi. Înțeleg foarte bine și juriștii mi-au spus că există presiuni politice asupra băncilor care vor deschide conturi bancare fără acordul celor de la guvernare. Tot apoi este business privat. Este adevărat. Eu am învățat lecția aceasta în jurnalism și dumneavoastră cred că tot știți. Când businessul spunea businessul e business și politicul e politic. Politicul să nu ne încurce pe noi să facem business și nici noi nu o să ne băgăm în politic. Bun, partea cu businessul în politică nu prea a mers, dar atunci când politicul se bagă în business, noi știm ce se întâmplă. Businessul falimentează. Și acum suntem total mirați că o afacere sau un manager de business procedează în felul următor. Știți care este partea cea mai interesantă? Și am spus-o și astăzi la conferința de presă, că răspunderea nu o va purta Maia Sandu, Dorin Recean, Igor Grosu, ministrul de interne, ministrul justiției, pentru decizia managerului de a nu ne deschide contul. Răspunderea va fi a dânsului și nu știu atunci cum și ce va spune. Că ei nu-i vor lua apărarea absolut niciodată. Noi am văzut ce s-a întâmplat cu procurorii generali interimari și unde sunt aceștia. Și alți procurori care au instrumentat cazuri sonore. Și asta ar fi un semnal pentru toți cei care negândit execută anumite ordine venite de sus. Dar fără acest cont bancar puteți face, aveți voie să faceți electorală? Intrăm în electorală, asta, da, mă rog, cum a intrat cu mașina fără benzină și trebuie să o împingi. Da, la vale merge mai ușor, la deal merge mai greu, dar încercăm să mai am anumiți prieteni care ne ajută în anumite momente, totul legal, că mă mai întrebau colegii de la posturile independente de televiziune, da, de unde asta, de unde asta, și le-am explicat foarte clar. Noi suntem obligați ca partid să depunem rapoartele contabile la Comisia Electorală Centrală. Și toate cheltuielile noastre și toată activitatea noastră este contabilizată, este legală și toți vor vedea că am fost super corecți și cei mai corecți în această campanie și în acele care vor urma cu siguranță. Povestiți-ne, vă rog, despre perchezițiile care au avut loc astăzi la membrii formațiunii dumneavoastră. De ce? Cu ce? Cu ce s-au încheiat? După un gând, să uitați, este o logică. Curtea Constituțională dă dreptate acelei sesizări, pare mi se depuse de Marina Tauber, de Ulanov, de, nu mai amintesc tot șirul de deputați aerușori care au depus acel, și atunci ce faci? Intri în isterie că uite, Doamne, ce a făcut Curtea Constituțională, iar ca să nu-i admitem, cum spuneați, o bănuială, o trimitem mascații, procurorii, poliția, poate găsim ceva, poate unul dintre deputați este vânător și găsim vreun cartuș pe undeva ca să avem de ce să ne legăm. Poate găsim un 2-3 mii de lei și confiscăm și după aia ne lămurim, dar contează să facem pe plac șefului și să găsim măcar ceva. Uitați-vă cu dosarele de îmbogățire ilicită, câte au mai rămas? Niciun. Asta. Deci este o presiune pusă pe umerii colegilor din Partidul Șansă, poate se vor speria și vor renunța să mai meargă în campanii. Fiindcă noi am mai pățit cu colegi care, mă rog, din prietenie făceau niște poze pentru candidații care urmează să meargă. Și a venit poliția și a amenințat, îți confiscăm tot utilajul. Și vă dați seama, băieții ăștia care fac poze profesionist au utilaje mega scumpe și atunci zice, nu te supăra, dar decât să-mi pierd utilajul, hai, te rog, vor trece timpurile bune și poate vom mai fi prieteni. Stați un pic. S-a anunțat percheziții. Care s-au încheiat cu ce? Deocamdată nu am reușit să iau legătura cu colegii, să vedem, din câte înțeleg reținuți nu sunt și nici
N-am văzut să iasă și procuratura, că de obicei cum au, lor le place și celor de la procuratură și poliție, să iasă cu videouri, să arate loturi imense de cutii cu nu știu ce și contrabandă și produse electorale ilegale, ca ulterior să nu mai dea absolut nicio reacție atunci când le arătăm că avem hârtiile. Da, au arătat ceva, au găsit la voi. Exact. Și au văzut că tipografia are hârtiile cu noi în regulă, noi avem pentru toate contracte și angajamente și nu au mai putut face absolut nimic, s-a stins. Probabil că nici aici, nici acum la băieții aceștia nu au găsit nimic și nici nu au cu ce arăta filmulețe frumoase cu melodii în spate din filmele cu action, că văd că e în trend. Eu vin din regiunea Găgăuză, nu am reușit să vorbesc cu colegii, dar cu mare drag o să informez colegii din presă care o să vrea să știe ce s-a întâmplat. Așteptăm să vedem și reacția celor care au mers astăzi pe la oameni acasă. A fost în toată țara. Apropo, tot în contextul ăsta, sorry de întrebare, dar la dumneavoastră au ajuns băieți ăștia mascați? La mine încă nu au ajuns, dar dacă așa sincer să fiu, mă pregătesc moral. Astăzi dimineața m-am trezit la ora 5 și așteptam sunetul în ușă. Cel mai tare ce mă deranjează, că nu știu ce o să trebuia să le explic la copii. Că ăștia nu intră frumos să încerc să-i explici copiilor sau nevestei. Cel mai tare este frică de ei, știți? Nu din alt motiv. Eu îi aștept să vină. Ce să-mi găsească? Un apartament în care, de-a soacră-mi unde stau în chirie? Da, mă rog, veniți și vedeți. Ce bogăție am, ce să mai găsească? Niște cărți pe care mi le-am cumpărat în toată activitatea, niște haine, ce să găsească? Să găsească. Eu sunt ca orice moldovean, de rând am și datorii, am și credite. Să vină să-mi vadă, să-mi caute milionul sau miliardul, că așa le place în ultima perioadă să folosească acest termen. Apropo de bani, haideți să luăm câteva clipe de publicitate, vă rog, după care revenim. Ok. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Lungu, dar ce căutați voi cei din Partidul Șansă în sediul partidului lui Vladimir, sau în sediul lui Vladimir Plahotniuc din spatele Procuraturii Generale? Uitați-vă, am primit o... Noi atunci când ne-am lansat, aveam nevoie de un spațiu unde să luăm, să facem conferințele de presă. Și sincer, cei din imobilul armenească 44/3 ne-au făcut o super ofertă pentru sala de conferință. Pe lângă sala de conferință ne-au oferit un spațiu acolo unde facem anumite activități. De exemplu, ne întâlnim cu Consiliul de Dezvoltare a Țării, condus de Octavian Calmâc, sau mai avem anumite discuții cu anumite parteneri politici. Noi, la ziua de astăzi, luăm închirii spații în care ne aflăm atunci când avem nevoie și ne iese mult mai ieftin în spațiul acela, adică în imobilul acela, decât în altă parte. Imaginați-vă acum să luăm un sediu nou sau să-l construim de la zero. Și atunci, după chestia asta, foarte tare mă presau cei de la zero de gardă, am impresia. Dar de ce faceți acolo? Păi, 110 euro mă costă sala de conferință pe care fac o conferință odată la două săptămâni. Adică nu aveți tot sediu acolo? Nu. Asta nu vă plimbați prin sediu, cum se plimba Vladimir Plahotniuc dintr-o sală în alta și bucurați de faptul că conduce țara? Nu? Noi avem spații pe care le luăm în chirie și ne întâlnim, plătim strict timpul pe care îl petrecem acolo. Dar spațiul ăla unde au fost filmați Plahotniuc cu Dodon și Ialalov? Cel puțin eu n-am ajuns acolo. Din câte mi-amintesc, cum se vorbea și în 2019, e un spațiu undeva la nivelul superior. Dar chiar nu știu, sunt alții care au muncit acolo și pot spune, da, mai multe detalii, mai ales că sunt blogeri și sunt foarte activi. Chiar nu cunosc sala unde. Noi avem cabinetul nostru strict rezervat, unde mergem, discutăm, facem anumite activități, anumite evenimente și am plecat. Dar am să întreb, bună întrebare, dacă pot să-mi arăt sala aceea unde au fost filmați Dodon, Ialalov și Plahotniuc. Da, că am vorbit de Plahotniuc. Dumneavoastră, când ultima dată ați discutat cu Plahotniuc? Uitați-vă, probabil ultima dată am discutat în 2019. Și am discutat pe teme strict profesioniste, fiindcă eram jurnalist care mergeam în deplasări,
oficiale, guvernamentale și mediatizam activitatea guvernului, a guvernării și activității acestei formațiuni. Acum, că a fost în 2019 în ianuarie, că a fost în 2019 în februarie, chiar deci, după plecare nicio... După plecare nu am avut o comunicare, nu am comunicat niciodată telefonic, să zici că ne sunam și alo, ce faci și cum faci. N-am avut niciodată o asemenea comunicare cu domnul Vlad Plahotniuc. Dar dumneavoastră credeți sau nu credeți că el este implicat cumva în unele acțiuni politice care se mai întâmplă pe la noi în ultima vreme? Pentru că chiar dacă e plecat de 4 ani la noi, când n-ai despre ce vorbi, vorbește iarăși despre Vladimir Plahotniuc. Habar n-am, știți? Bun, citim cu toții telegramul care spun că PD-ul este activ, PD-ul, Plahotniuc este activ, că își face întâlniri, chiar nu cunosc, dar nu m-ar mira, fiindcă noi suntem un spațiu, o țară foarte tentantă și pentru Est și pentru Vest, așa că actorii politici au foarte mult de lucru pe acest spațiu. Da, am auzit foști colegi de ai lui Vladimir Plahotniuc spunând că sunt dușmanii numărul 1 pentru el, dar chiar nu cunosc ce fel de activitate și dacă dânsul are activitate acum intens aici în Republica Moldova. Probabil ar trebui să ne spună cei din PSDE care au fost până mai ieri democrat și alături de Vladimir Plahotniuc, după care nici usturoi n-au mâncat și nici gura nu le miroase. Despre operațiunea Arina Spătaru, știți ceva mai mult decât s-a spus în spațiu public? Ce credeți în general? Știți ce a făcut Arina Spătaru? A încercat probabil să dreagă busuiocul după ce a avut o înțelegere cu Ilan Șor. Arina Spătaru nu o cunosc personal, n-am văzut-o, nu știu, în general mi este stranie această figură. Bun, ea se vrea figură politică, dar probabil mai mult de o doamnă care face clătite gustoase nu o să-i, iasă. Ea încă o dată a discreditat dreapta, fiindcă ea așa se considera un centru dreapta. Ea mai este încă unul dintre politicieni care au discreditat tot ce ține de mișcarea politică de dreapta din Republica Moldova. Cine să mai creadă în partidele de dreapta care vor să lupte cu PASUL? Nu o să creadă nimeni. Poate a făcut-o intenționat, ca PASUL să rămână singurii și monopoliștii valorilor europene și a dreptei politice, așa cum își spun. Uitați-vă cum pleacă lumea din această formațiune. Părinția ALDE se numește, nu știu dacă în asemenea în viața politică există marca comercială și dacă avea dreptul să folosească această denumire, fiindcă și România are un ALDE. Dar a discreditat. Lumea nu mai crede în dreapta politică. Lumea a rămas total dezamăgită. Fuge lumea din ALDE, pleacă pe un cap. Și o să apară întrebarea logică. Și apare, cum a pus-o și Șor, Gdeden Ghizin, să ne demonstreze, să ne arate ce a făcut cu acei bani. O operațiune ca în filmele cu James Bond de 1,5 milioane, mi se pare cam foarte și foarte scumpă. Și dacă ne uităm, pare mi se cineva din procurori, nu-mi amintesc exact, numele spunea că ar fi fost vorba doar de vreo 50.000 de euro. Cu domnul Șor ați vorbit despre tema asta? Nu. Cine-i partidul Renaștere a domnului... Bun, nu e a domnului Bolea, el face parte din conducătorii, ei sunt președinte termar, doamna, tot respectul, dar am uitat. Cine-s ei? Ei zic că n-au nicio treabă cu Ilan Șor, noi nu știm, noi nu l-am văzut, noi nu-l cunoaștem. Domnul Gonța, nu pot să vă spun, fiindcă eu cu ei nu mă întâlnesc, nu avem ședințe comune, nu avem un plan comun. Dacă ați observat, iau așa o viziune mai mult de stânga și încearcă să monopolizeze și să... Nu să monopolizeze, dar să meargă pe ideea stângii socialiste chiar. Nu am, chiar nu pot să vă spun. Adică să mă dau cu presupusul, nu știu dacă ar fi corect în raport cu ei, mai ales că și ei acum sunt supuși unor presiuni și unor percheziții sau unui război destul de intens. Chiar nu pot să vă răspund la această întrebare. I-am văzut, dar avem viziuni total diferite cu cei din Renaștere. Noi nu... Chiar și politic avem și alt electorat, și alte gânduri, și alte idei, și alte viziuni. Partidul Șansa dumneavoastră are candidat la șefia Chișinăului. Fără a-i face publicitate. Cine okay. este doamna? Și doi, cea mai importantă întrebare. De ce și pentru ce aveți dumneavoastră candidat? Ori dumneavoastră sunteți jurnalist, în primul rând, de profesie. Pulsul îl simțiți. Nu dăm nume.
Dar polosul știți care este în Chișinău. Știu, oricum sunt foarte bine. Tocmai de asta. De ce? Păi astfel, știți, nu ar trebui să înaintăm candidat în Chișinău, nu ar trebui să înaintăm candidat și în alte localități care sunt, nu știu, mai unioniste, mai de stânga, mai de dreapta. Este o doamnă, bun, nu-i dau numele sau am voie. Numele, da. Numele, da. Cristina este o doamnă tânără, Cristina Vulpe, cu ambiții și cu viziuni pe care le avem și noi. Și mergem după un model în care să promovăm oamenii tineri și oamenii noi. Fiindcă lumea a obosit de politicienii vechi. Lumea a obosit să-i vadă. Eu înțeleg ce spuneți, că va fi dificilă bătălia pentru funcția de primar al Chișinăului. Și noi ne-am pus în plan să luăm cât mai mulți, cât mai multe voturi în Chișinău și inclusiv în Consiliu. Și o să vedeți că o să devină o figură care va conta în primăria municipiului Chișinău. Fiindcă așa, dacă din start te temi, cum era vorba, dacă te temi de lupi, nu te duci în pădure. Așa, revenim la noi doi, presă. Comisia pentru situații excepționale a decis astăzi că SIS-ul nostru va aproba prin ordin și va face publică o listă a surselor cu conținut deci online care promovează știri false în domeniul ce afectează securitatea națională, mesaje care incită la ură, dezordine de masă sau război, toate astea care sunt utilizate în războiul informațional contra Moldovei. Pe scurt, toți au calificat asta, lege sau cenzura vine și în mediul online. Cei care zic asta au dreptate în opinia dumneavoastră sau exagerează și nu e chiar așa și SIS-ul nostru nu, cu ajutorul acestei comisii vrea dreptate, să lupte? Au dreptate. O să ne închidă gurile tuturor, celor care ne exprimăm, celor care avem o poziție civică și o poziție în această țară. Dar eu vreau să văd dacă sub incidența acestor puncte o să ajungă și o să-i se închidă conturile și rețelele de socializare lui Igor Grosu, Maia Sandu, șeful SIS-ului, pare mi se Alexandru, nu știu cum. Isaulenco. Nu. Ah, sorry. Isaulenco e ambasador. Da, fost, eu mă refer. Da, generalul lui Igor Dodon, care este ambasador în Azerbaijan. Alexandru, chiar îmi scapă acum. Ok, nu contează. Șeful SIS-ului, care cine spuneau? Vine Wagner pe aeroport și cu ce ne-am trezit? A plecat Wizz Air-ul și a luat garajul de avioane și a plecat la Iași? Sau că vin cei, cum ziceau, vin forțele sârbe să destabilizeze și au venit niște dudui blonde și frumoase să vadă meciul Partizan, pare mi se, Belgrad juca? Sau când spuneau că o să fie atacuri asupra aeroportului, că o să ia aeroportul, ei o să cadă sub această incidență? Nu este oare fake news ceea ce ne transmiteau prin diverse canale sau când ne spuneau anumite minciuni? Minciuni, hai, ok. Informații eronate, așa cum a fost și la aeroport într-un anumit moment incidentul cu crima, cu omorul celor doi tineri. O să cadă sub această incidență sau vor cădea sub această incidență? Gheorghe Gonța când își va spune poziția corectă de jurnalist sau Alexei Lungu când va ieși în public și va spune ceva și va fi plasat pe site-ul, pe pagina de Facebook sau pe site-ul partidului sau pe pagina de Telegram. Asta mi este interesant. Nu e cam dezechilibrat toate acestea, fiindcă noi am asistat în ultima perioadă la foarte multe fake news-uri lansate de actuala guvernare. Și v-am dat un exemplu banal, un exemplu simplu. Wizz Air, pardon că am făcut publicitate. Bun, haideți ca să nu fie publicitate. Air Baltic, mai avem S7, cine mai este acolo? Lotul, pare mi se, polonez. Să-i spun pe toți. De la noi fug investitori din cauza fake news-urilor lansate de politicienii de la guvernare. Businessul nu vrea să vină să investească aici. Noi am avut o ocazie să atragem mult business aici. Nu vor să vină, când în fiecare zi sau odată la două zile este Maia Sandu, Igor Grosu, Dorin Nărecean, Vasiloi și mai nu știu, nu-i mai țin minte pe toți că s-au schimbat cam așa și spun că vin rușii, o să ne ia rușii, o să ne ia aeroportul, o să ajungă în centrul capitalei. Asta vreau să văd, să fie corecți. Știți cum se va întâmpla? Va ieși bătrânica și va zice că am pensia mică. Pac, fake news, închide Facebook-ul. Va ieși altcineva, zice că am salariu mic. Pac, vin încoa și îmi stichem la SIS și îmi spui de ce vii cu asemenea informații. Și multe, multe chestii de asta. Dar noi am trecut prin momente și iarăși, regretabil, dar trebuie să spun că libertatea de exprimare, da, am dat jos la valieră, libertatea de exprimare a fost mult mai multă pe vremea comuniștilor. Câte posturi TV s-au închis comuniștii sau Plahotniuc sau Dodon? Câte?
Nu au închis absolut. Câte site-uri au închis? N-au închis niciun. Eu înțeleg că există site-uri care într-adevăr promovează niște fake-uri grosolane și urâte. Dar s-au închis 6 posturi pentru incitare prin tăcere, ceva de genul ăsta au spus. Manipularea prin omisiune. Da, da, da. Eu munceam la TV6, n-am avut nicio știre despre pozitivă despre Putin. Ați tăcut. Păi, printr-o asemenea metodă, hai să închidem, nu știu, nu-i dau nume, TV66, pentru faptul că nu vorbește despre foamea din Africa. Înseamnă că promovează foamea din Africa. Sau hai să vedem violurile din Somalia. Ha, închidem. Jumătate din televiziune din Republica Moldova trebuie să închidem că nu dau nimic despre aceste atrocități din lume. Reforma justiției prin prisma scandalului la Consiliul Superior al Magistraturii, cum vă pare? Domnul Gonță, despre reforma justiției noi trebuie să vorbim cu monștrii sacri ai justiției moldovenești și dumneavoastră i-ați avut aici în emisiune și v-au spus ce se întâmplă în reforma justiției. Justiția la noi este oaia albă, oaia neagră, pardon, e cucioara mai încurcă, este oaia neagră a reformei moldovenești sau a tranziției, a dezvoltării, că toți ne spun că ne dezvoltăm, moldovenești. Când ceva nu știi să faci, te apuci de reformat justiția. Judecătorii fug din justiție. Ajung oameni să conducă justiția care nu au treabă, care nu au treabă cu această justiție, care nu au experiență. Și dumneavoastră, probabil, ca și mine, aveți prieteni sau vorbiți cu oameni care au făcut carieră în justiția moldovenească și spun că este catastrofă ce s-a întâmplat și ce se întâmplă acum. Ca să înțelegeți, specialiști notori pe care îi cunosc nu au vrut să facă parte din aceste comisii, vetting, pre-vetting, cum se mai numesc. Nu au vrut să meargă pe aceste și au salarii grase acolo, vreau să vă spun. Iar că asta este reforma justiției. Reforma justiției este atunci când judecătorul nu vrea să ia un dosar, fiindcă va știe că este impus în să ia o decizie ilegală. Nu vreau să dau exemplu unei discuții, dar vorbeam cu judecători și îmi spuneau că pe timpul statului capturat erau mult mai liberi decât în această perioadă. Eu am prieteni care, tineri judecători, care au rămas pe din afară dintr-un moft sau dintr-o... Știți că în bancul acela demonstrează că preotul nu are fat. Doar din aceste motive li s-au făcut dosare de îmbogățire ilicită. Doamne ferește, eu nu zic că justiția este perfectă sau nu există magistrați corupți și incorecți. Fiindcă mă confrunt și eu cu dosare care par simple și pe care magistrații fac ce fac și le complică și le distrug și îți pui mâinile în cap și vorbești cu juriști și zici că este o ilegalitate, este un abuz. Nu poate fi asemenea lucru. Și doar din cauza că acolo apare numele Lungu. Dar faptul că Procuratura Anticorupție, care e reformată, intentează proces penal împotriva CNA-ului reformat după cazul CSM. Domnul Gonță, vă amintiți când a fost creat CCEC-ul? Oh. Și a trecut CNA-ul? Vă amintiți că banii i-au dat americanii pentru crearea acelui centru pentru combaterea crimelor economice și corupției? Reforma CNA tot a costat niște bani. Ce o să fac acum dacă distrug CNA-ul și îl închid? Unde este argumentul? Ați milioane de dolari pentru acest centru. Ce veți face acum? Este un război intern. Este un război între anumite grupuri, să nu zic grupuri de profesioniști. Luptă procurorii anticorupție cu cei de la CNA. În general, tot ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova este luptă de grupuri și de grupări. Fiindcă acolo sus, ei se uită bine, dacă acolo este posibil, cum se zice la București, acest bespridel, de ce să nu facem și noi? Cine să ne oprească? De jos, lumea ia exemplu de la cei de sus. Dacă își permite un limbaj arogant și grosolan, un ministru al agriculturii, de ce nu și-ar permite niște acțiuni grosolane și murdare omul de rând? Sau cei de funcționarii de rang mai jos? Încă ceva despre justiție. Președinta Comisiei Juridice, doamna Olesa Stamate, acuza procurorii anticorupției Veronica Dragălin că încearcă să discrediteze activitatea Comisiei de Evaluare a Integrității. Igor Grosu la fel s-a arătat supărat pe procuratura anticorupție în cazul lui Muntean. Mm. Domnul Grosu a spus că procuratura anticorupție a Veronicai Dragălin trebuia să ofere informația, iar Parlamentul s-a bazat pe verificările făcute de alții. Doamna Maia Sandu la fel a aruncat săgeți în adresa procuratura anticorupție a Veronicai Dragălin. Nori mai puțin galben cu nuanță spre negru? Deasupra doamnei Veronica Drăgărin, în opinia dumneavoastră. Deși, cum așa tanta m-am primit-o...
Am întâmpinat-o cu toții la aeroport. Știți, eu am un prieten, un general de poliție, un adevărat general, care mi-a explicat ce se întâmplă astăzi în politica moldovenească. Și dânsul mi-a dat exemplu unui film rusesc, unde unul dintre actorii principali este Nikita Mihalkov. Și Nikita Mihalkov acolo scrie de fiecare dată, pe anumite hârtii, semnează SDD, în rusă. Și când vorbeam cu acest general, zice, ce se întâmplă în politica moldovenească este SDD. Și zic, ce e asta? Ai văzut Statski Savetnik? M-am uitat. Și acest SDD se descifrează Sajerite drug druga. Eu nu știu echivalentul în limba română să-l spun acum aici, dar asta se întâmplă, se mănâncă unii pe alții. Și partea proastă că avem de suferit noi. Fică doamna Drăgălin, cum a zis, eu am niște economii, eu am niște căi de retragere și am să plec. Vă dați seama, un politician, fiindcă a avut declarații politice sau un erou adus din Statele Unite, zice că da, eu oricând pot să plec. Pare-mi să la dumneavoastră în emisiune, sau greșesc eu cumva, da, nu vă supărați. Eu pot să plec. Păi de la ce ai venit? Dacă tu poți să pleci. Aici trebuie să vină oameni care vor să rămână, care vor să schimbe, dar nu care vor să plece. Noi știm foarte bine că voi puteți pleca cu toții. Așa, că aveți rezerve. Păcat de omul simplu din Republica Moldova, cetățeanul de rând a Republicii Moldova, că nu are unde să plece și stă cu nevoile lui aici acasă. Așa cum și noi cu dumneavoastră suntem patrioții acestei țări și stăm aici până la capăt, până la ultima forță. Ultima întrebare despre justiție. Deci, domnul Stoianoglu nu mai este procuror general, doamna președinte a semnat. Bun, el are dreptul să conteste în instanță decretul, dar pentru toată lumea, ci că e clar. Poate cunoașteți dumneavoastră vreun zvon? Cine e următorul procuror general? Nu știți nimic? N-ați nu auzit cunosc, ceva? Am auzit și eu zvonuri, dar bun, știți, domnul Gonța, noi cu dumneavoastră ca jurnaliști, bun, eu fost jurnalist când nu prea operam cu bârfe sau cu zvonuri. Chiar nu cunosc, deși mi-au spus cineva că în luna octombrie urmează mari schimbări și la Procuratura Generală. Mi-au spus că ar urma să fie schimbări și la CNA, dar nume n-am auzit la ziua de astăzi. Dar întrebarea mea este, la ce să te chinui? Să-l schimbi pe domnul Munteanu de la Procuratura Generală, pe care l-ai schimbat, cu care l-ai schimbat pe Robu, cu care l-ai schimbat pe Stoianoglu și multe, multe alte. Avem Maia Sandu, îl avem pe Igor Grosu, pe Dorin Recean, Olesea Stamate. La ce mai avem nevoie de procuror general, procuror șef al Procuraturii Anticorupției? La ce nevoie mai avem nevoie de... De ce mai avem nevoie de guvernator al Băncii Naționale? Scoateți aceste funcții, luați-vi-le vouă, că oricum nu decid oamenii aceștia absolut nimic. Și le simplificăm. Poate salariul doamnei Drăgălin îl mai dăm la o pensionară, îl mai dăm la o casă de copii a domnului Munteanu și a multor altora, al șefului de la Procuratura, de la CNA, al șefului de la SIS, dacă oamenii ăștia de la guvernare știu absolut tot, numai nu zboară. Să nu încheiem chiar așa. Okay. Să încheiem pe o notă de sărbătoare. În weekend avem Ziua Națională a Vinului. Planuri ceva pe subiectul ăsta? Să văd în ce măsură... Bun, cu siguranță voi fi la Orhei, acolo unde primăria organizează Ziua Vinului. Și apropo, vreau să le spun tuturor să știe că prima sărbătoare Ziua Vinului a fost la Orhei, după care a devenit sărbătoare națională. Voi fi un weekend acolo, plus mai este un meci important. Echipa noastră din Orhei joacă cu Zimbru, așa că va fi un weekend frumos. Sper să fie plin cu oaspeți în toate localitățile unde se organizează această sărbătoare, fiindcă, deși un fost ministru al economiei spunea că dacă producătorul autohton o să moară, nu-i nimic, o să importăm, vreau să-i susținem cu toții, că nu duc vremuri bune absolut deloc, dar cel puțin noi să-i ajutăm prin a merge la sărbătoare la ei, în a achiziționa ceva sau a fi alături de ei, că o duc și ei destul de greu în aceste timpuri bune. Domnule Lungu, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi în emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Doamne ajută! Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a Patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd în mândri.